Sfecla de zahăr iubește pământul Transilvaniei, dar cultivatorii români au nevoie de ajutor. Și iată, îl primesc. Cultivatorii vor putea lua bani de la Uniunea Europeană pentru achiziția de utilaje agricole. Vorbim de fonduri ce depășesc 1 milion de euro. Este foarte frumos, este sănătos, nu are semne de îmbolnăvire. În industria sfeclei de zahăr nu curge lapte și miere, dar Uniunea Europeană încearcă să ajute micii și marii cultivatori. Între 350.000 și 1,5 milioane de euro pot primi cei care au astfel de culturi. Zoltan este agricultor și are în județul Mureș mai multe hectare cultivate cu sfeclă. În anul ăsta am mărit suprafața de la 20 de hectare la 30. Solul este foarte bun, place la sfeclă, respectăm rotația culturilor. Pentru el, dar și pentru mulți alți agricultori din zona Transilvaniei, fondurile nerambursabile sunt ca o gură de aer proaspăt. Utilajele astea de la sfeclă nu le poți folosi și în alte lucrări, pentru că specializate. Încărcătorul are 700.000 de euro, sunt niște prețuri pe utilajele astea specializate, deci vine să o iei la fugă. La noi, în zona Transilvaniei, solurile au necesarul acesta natural de fosfor și potasiu. În funcție de anumite criterii, ponderea sprijinului financiar pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%. Proiectele se depun online în funcție de pragul de punctaj din luna respectivă. Se verifică lunar și apar rapoarte de selecție. Vom avea fermieri mai mulți și cultura de sfeclă de zahăr se va dezvolta și mai bine aici în zonă. Cei care cred că pot bifa condițiile de acordare a banilor trebuie să consulte ghidul solicitantului pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.